Action. Bonsoir. Avem data de 14 noiembrie. Ciuperci practic cu seceta de acum nu mai sunt decât pleurotus pe muntele Semenic în zona noastră. În schimb avem ciuperci uscate. Cum se usucă ciupercile? Foarte simplu. Avem aici gripi și cum se păstrează. Da? Asta este topicul emisiunii de astăzi. Avem hrip cups, chips, da? Se păstrează în recipiente curate, normal, de tablă, dacă e posibil. Se usucă pur și simplu la soare, deci crispy, uite așa, da? E un melange de hrip, da? Aroma e teribilă, da? Care se pun în ciorbe, în pilafuri, în sosuri, deci aproape în orice, da? În cartofi, mai ales la post. Cum se usucă? Se pun hribii pe lese speciale, o să vi le arăt cât de curând, da? După care se pun la soare, iar dacă nu, deasupra sobe. Eu am niște uscătoare speciale, special pentru ciuperci. Deci, asta este varianta cuburi, cubulețe. Melonjul ăsta care îl aruncați direct în ciorbă. Sau, dacă faceți pilaf sau sosuri sau papricaș, atunci îl punem într-o cană, într-un recipient, turnăm apă clocotită, îl lăsăm vreo jumătate de oră, o oră, după care îl folosim la gătit. Zeama respectivă, care este neagră din cauza sporilor, da? Zeama respectivă o putem adăuga. Nu vă speriați că este neagră, este foarte, foarte bună. Așa cum spaniolii fac paella și alte preparate de orez cu cerneală de sepie, tot așa se adaugă și un pic din zeama aceea neagră care e foarte plăcută. Da? Există, ați văzut pe la italieni și pe la meridional, chiar și un suc, un sirop de hribi, da? Care l-ați obținut opărind hribi. Bun, oprim puțin și trecem la un alt recipient care are felii, da? Felii de hribi, da? Care să țin tot așa în... Uitați, sună, da? Dacă sună, sunt uscate corect, altfel ele mucegăiesc. Să nu vă speriați dacă sunt hribele mai bătrâne, sunt aromate, foarte bune, da? Deci, așa se păstrează, iar uscatul se face, vă spun, sau chiar pe cutii de carton, nimic de plastic, sigur. Deci, asta este. Și mai avem trompetele, da? Aici avem Boletus edulis, Boletus nigricus, aici avem tot Boletus cuburi, aici avem felii. Iar aici avem, merge și uneori și în plastic, dacă nu avem în recipientele astea. Sigur, se pune hârtia asta de ce? Ca să absorbă umiditatea, da? Deci, hârtia asta este pentru a absorbi umiditatea. Aici avem trompetele, da? Cratarellus cornucopii, da? Uitați. După care se dă un vânt, mai ales asiaticii, trebuie să știm să le gătim, da? Tot așa se gătesc aproximativ, dar ca și hribii, dar problema e că ăștia știu foarte bine, au o cultură în a găti ciupercile. Și mai avem și tache, da? Ciuperca de viață lungă, ciuperca tinereții veșnice. Aici, sigur, uitați și tachele, da? Ciuperca și ciuperca de arbore tare, da? Este
preferată tot asiaticilor, chinezilor, shiitake, aitake, enokitake, maitake. Toate aceste ciuperci sunt în cultura asiatică, da? Ce vreau să vă recomand acum, shiitake, nu vă pot da rețete pentru că le găsiți mai ales în internet, da? Acolo veți găsi indicații mult mai bune despre gătirea acestor ciuperci asiatice, da? Ciuperca de viață. Acum știți povestea că denumirile asiatice, japoneze, chinezești sunt foarte complicate, nu? Cum povestește copilul, băiatul liceanu, care a făcut studii în Japonia, că un cuvânt înseamnă o poveste, de fapt, da? Maestru care și-a învățat ucenicul să tragă cu arcul, nu știu, zeci de ani, da? La un moment dat trebuie să fie un singur trăgător cu arcul, un singur trăgător cu arcul campion, da? Și atunci când ucenicul a ajuns la nivelul maestrului, a îndreptat săgeata spre maestru, dar maestru știind despre ce e vorba, nu? Psihologic, cunoscându-și, a tras în același timp și vezi, Doamne, săgeata s-a întâlnit exact la mijlocul aia. Deci, ce înseamnă un cuvânt asiatic? Ce înseamnă bucătăria asiatică? Deci, cu totul altceva. Am o doamnă care a lucrat, nu știu, 10 ani sau cât într-un restaurant asiatic și când vede trompetele și urechile, este extaziată, că știe să le gătească. Bun, deci putem să uscăm aceste ciuperci fără nicio problemă și le avem toată iarna, sunt sănătoase, surse de proteină, de minerale, de vitamine, să nu mai vorbim că și tache e pomenit de... nu știu ce n-ar face, ce, numai că nu învie morții, da? Pentru sistemul imunitar, pentru diabet, pentru bolile metabolice eficace, așa mai departe. Deci, acum, sigur, se exagerează probabil, dar vă recomand neapărat cartea lui Paul Stamets. Stamets ăsta este un mare micolog, ține multe conferințe și o să vedeți că avem, se numește Magic Mushroom. David Arora, de asemenea, David Arora are niște cărți despre proprietățile ciupercilor și ăștia nu sunt amatori, ci sunt micologi profesioniști care știu despre ciuperci. Și Michael Kuo, care este american de origine asiatice și la fel ne dă niște informații interesante, îl găsiți și pe internet, dar cărțile astea ar merita studiate sau măcar răsfoite, se pot răsfoi pe internet. Știți că ciupercile au avut un rol în dezvoltarea omenirii, a creativității. Am vorbit cu Cristi care mă filmează și am discutat mult despre acel film în care chiar ciupercile halucinogene au stimulat creativitatea omului. Altfel, omul era un simplu agricultor. Da? Mintea, conexiunile, sinapsele care se creează, da? cu substanțele din ciuperci, sigur, acum eu nu spun, Doamne, ferește să se apuce lumea să mănânce psilocibe, dar e vorba de evoluție. Urmăriți acel film, Cristi, cum se cheamă filmul, că, sau să-l punem acolo, să-l vadă lumea, foarte interesant, da? O să rămânem cu gura căscată când uităm la el. Deci evoluția noastră, creativitatea, starea de bine e dată de ciuperci care nu sunt nici plante, nici animale, sau sunt și plante și animale, au rec separat, fungi. Bun, ciupercile uscate și Paul Stamets, să studiem. Bonsoir!